De 1 iunie, TVR Moldova a organizat o petrecere de zile mari pentru 300 de copii care frecventează cele 4 grădinițe din comuna Cărpineni, raionul Hâncești. Musafiri deosebiți, cu sute de cadouri și înghețate, au pășit pragul grădiniții Lăpușnița. Cei mici au prezentat un concert, iar distracția a fost pe măsură. Spiridon Vanghelie și Petre Crăciun, scriitori îndrăgiți din Basarabia și România, au venit să-i felicite personal pe copiii de ziua lor. În dar le-au adus cărți colorate și multe amintiri pentru o viață întreagă. Este drumul spre înțelepciune. De acolo pornește. Bineînțeles, de la mama, tata, bunici, dar fără carte, bunicii toți și părinții tot din carte au pornit. Fără îndoială, dar le trebuie cărți bune, cărți pe potriva copiilor de astăzi. Copiii de astăzi, ho-ho, sunt copii mult mai, vreau zic, pretențioși, mai capabil să se însușească multe. Petre Crăciun a ajuns la Cărpineni direct de la București. Paliza lui era plină cu cărți pentru cei mici. Am venit cu un geamantan plin cu cărți și cu gânduri foarte bune și cu multă iubire pentru acești copii. După întâlnirea cu marii scriitori, micuții au urmărit un spectacol prezentat de actorii de la Teatru pentru Copii Guguță din Chișinău. Prezentatorii TVR Moldova, Sandu Scobioala și Stella Dănil au fost cei care au dat tonul petrecerii. Mi-aduc aminte cu mari emoții de ziua copiilor de 1 iunie, atunci când părinții mei întotdeauna, în fiecare an, îmi cumpărau cărți. Prin această campanie, Ai Cartea, Ai Parte, în primul și în primul rând, vrem să le aducem copiilor cărți, povești din care ei să poată să citească aici, la grădiniță. Distracția continuat cu un concert susținut de micile vedete locale. Această sărbătoare nu ar fi avut loc fără implicarea partenerului general Balkan Pharmaceuticals. Campania care are grijă de sănătatea oamenilor a hotărât de data aceasta să investească în educația copiilor. Balkan Pharmaceuticals promovează un mod de viață sănătos, inclusiv fizic și atât și spiritual. Și de aceea compania s-a implicat într-o acțiune de caritate mai inedită. A sponsorizat editarea unei cărți, întreg lot de carte, care va fi donat copiilor la această grădiniță. Deoarece cartea este un mijloc de informații care actualmente a pierdut din importanță pentru copii ca o sursă de informații. Și de aceea ideea a fost de a readuce cartea în viața de zi cu zi a copiilor. Dar ce fel de distracție fără înghețată? Betty Eyes, partenerul campaniei, a adus kilograme de înghețată pentru cei mici. Zâmbet de copil face mai mult decât orice și ne dorim să fim alături de acești copii, ne dorim să le aducem bucurie, ne dorim să le aducem un pic de dulce în viața lor. Fiecare micuț a plecat acasă cu un ghiozdan plin cu cărți dăruite de editura Prut și Bookstore. Pe parcursul ultimelor 25 de ani pe care îi facem în acest an, am fost implicați în diverse campanii. De donarea cărților pentru copii. Pe lângă toate, pe parcursul acestor an, practic creștem împreună cu cititorii noștri, creăm cărți pentru toate vârstele, în special în mare parte pentru copii. Iar pentru ca grădinițele să țină pasul cu tehnologia, compania Kinder a dăruit fiecare instituție câte o carte electronică. Compania Kinder Moldova este foarte bucuroasă de a participa la acest eveniment și de a promova lectura în rândul tineretului din Republica Moldova. Și ne bucură faptul că educatorii din aceste instituții vor putea delecta copiii cu cărți interesante. Foarte frumos, într-adevăr, copiii chiar s-au bucurat, chiar au rămas foarte mulțumiți. Vă mulțumim că s-a organizat așa eveniment frumos pentru grădinița noastră și pentru satul nostru. Cine o să-ți citească poveștile? Mama. Ai surori și frați mai mici? O să le citești și lor? Da. Ia spune-ne, îți plac poveștile? Da. Cât de mult îți place să citești? Foarte tare. Câte cărți citești tu pe săptămână? Una sau două. Așa, și pe astea o să le citești repede? Da.
Primăria nu poate să nu fie partener acestei acțiuni importante pentru localitate și pentru părinții și copiii din aceste sate. O campanie model pentru toată țara și noi ne dorim ca aceste evenimente să fie evenimente de anvergură și să fie etalonul pentru toate instituțiile de învățământ din această țară. Mulțumim TV!